Lumea plină de copii Cu creioane desenată Și cu multe jucării Hai cu noi în lumea noastră Dacă-ți place să dansezi ia părinții de acasă Și vin o să te distrezi Go! Te fac să zâmbești

Patreon. Devino patronul clownela. Ce înseamnă să fii patronul clownela? Presupune o contribuție de minim 3 dolari pe care o poți face lunar sau o plată unică pentru a susține proiectul Teatrul Planeta Clownela și Trupa Planeta Clownela. Îți mulțumim și te așteptăm cu mare drag! Bine te-am găsit și un salut! Te iubesc, te ador, te pup! Bine ai revenit la Povești cu Clounela! Continuăm seria povestioarelor despre animalele din pădurile noastre și după ce am citit despre veveriță, lup și urs, astăzi cum să o descriem noi? Despre cea mai șeriată, roșcată, avem noi, avem povestea Gogoșica pe teatrul Planeta Clounela unde vulpița Georgeta, iată că v-am dat și răspunsul, da! E despre Puiul de Vulpe. Și Vulpița Georgeta se caracterizează în felul următor. Eu sunt Georgeta, cocheta, vedeta, roșcata și inspirata. Uite, asta crede vulpea despre ea, dar cu adevărat cine e vulpea sau vulpoiul? Vom afla astăzi din aventurile unui pui de vulpe. Haideți să ne facem comod pentru că începe o adevărată aventură. Trăia odată, de demult, în adâncul unui codru des, un pui de vulpe. Se mândrea nespus de mult cu codița sa pufoasă și blănița ei frumoasă. Sunt ca un foc de pădure, le spunea tuturor puiul de vulpe. Sunt vesel și roșcat. Avea niște colți mici, și ascuțiți care îl ajutau pe micuț să vâneze. Vioi cum era, puiul de vulpe prindea șoareci, cărăbuși și chiar păsări. Deși era doar un animăluț, el totuși era unul de pradă, iar micile vietăți din pădure îi știau de frică. Ziua se ascundea în iarba înaltă de lupii și urșii care îl vânau. Vulpele au și ele dușmanii lor în pădure. Puiul de vulpe nu putea să sară din copac în copac ca veverițele, nu putea nici să zboare ca păsările, era însă șiret, abil și auzea foarte, foarte bine. Auzul îi era într-atât de fin încât putea să audă cum mișună șoarecii pe sub pământ. De altfel, era pașnic și nu se lupta cu cerbii. Puiul de vulpe văzuse într-o zi cum la râu se împungeau, încrucișându-și coarnele, doi cerbi. Trosnetul coarnelor răsuna în toată pădurea. Ar trebui să-i ocolesc, s-a gândit atunci piticul speriat. Ia te uită ce supărați sunt și trosnesc din coarne de parcă sunt tunete adevărate, s-a gândit atunci puiul de vulpe. Pădurea tăinuiește o mulțime de pericole. Odată, plimbându-se de-a lungul râului, puiul de vulpe a auzit un zgomot ciudat. Zgomotul se apropia și devenea tot mai îngrijorător. Niciodată puiul de vulpe nu mai auzise așa ceva și deodată văzut pe podul de peste râu o vulpe cu sufletul la gură. Semănau ca două picături de apă, însă nu era reflecția sa, ci un animal adevărat. Vin vânătorii! Fugi!" i-a strigat vulpea. Sare în apă!" Chiar atunci a răspuns puiul, Apa e adâncă, așa că nu o să atingi fundul, i-a spus puiul de vulpe, vulpei care era sus pe pod. S-a aruncat și el în apă ca să-i arate calea spre salvare. Fără să mai stea pe gânduri, vulpița s-a aruncat și ea ca să geata în apă. Ștebâlc! Vulpea a căzut în apă și a început a mârâi ceva, uitându-se speriată în jur. Ține-te după mine! i-a strigat puiul, îndreptându-se spre mal. Eu cunosc pe aici toate locușoarele ascunse. Lătratul câinilor și vocile vânătorilor se auzeau tot mai aproape. Încă puțin și gonacii vor ieși din pădure și vor zări pe fugarii roșcați. Vulpele au înotat una după alta până au ajuns pe un mal pietros. Aici, vino aici! Puiul s-a ascuns după niște bolovani printre care zărise o limbă de nisip. Abia reușiseră să se ascundă după bolovani, că pe podul de peste râu a și trecut în goană o haită de câini de vânătoare. Of, a răsuflat ușurat puiul de vulpe. Ne-am salvat! Hai să fim prieteni, i-a zis oarecum stingherită vulpița. Împreună ne va fi mult mai vesel în pădure. Hm. De ce nu? Hai să prietenim! S-a bucurat și puiul de vulpe. Îi plăcea mult de vulpiță. Avea și blana mai pufoasă, și coada mai lungă, și vocea. Era mult mai puternică decât a lui. Și au început de atunci să meargă peste tot împreună, să vâneze și să se hârjonească tot împreună. Cu fiecare zi ce trecea, frigul punea stăpânire pe pădure toamna își intra în drepturi. Smulgând frunzele de pe copaci, vântul era din ce în ce mai pătrunzător, iar ploaia cădea rece peste vulpi. Păsările se îndreptau spre sud. Iarna era foarte aproape. Ne-ar trebui o lăcuință călduroasă, i-a spus puiul de vulpe prietenei sale și a început să sape o vizuină nu ieșea bine deloc. Pământul tare nu se lăsa scos cu ghearele. A săpat bietul pui cât a săpat, dar până la urmă nu s-a ales decât cu o groapă mică. Ei, uite așa vom rămâne fără un adăpost la iarnă, zise supărat puiul. În schimb, vulpița, alergând prin împrejurim, descoperi o vizuină bună de tot, gata săpată a intrat înăuntru și și-a zis că aceasta ar fi bună de post pentru ei doi. Din întuneric i-a ieșit vulpiței în întâmpinare un bursuc. Fu, miroasea vulpe, zise scandalizat acesta. Basta, eu nu mai pot locui în această vizuină. Adio! Ei, chiar așa, a pufnit vulpița, uitându-se în urma bursucului. Uite că nouă ne place când în vizuină miroase a vulpe. Vulpița a fugit după prietenul ei, care nu reușea nici de cum să sape o vizuină potrivită. Voia să-i o surpriză. Uite, acum vor avea unde ierna. Nici nu au reușit bine să se obișnuiască cu noul adăpost că iarna cu zăpadă albă s-a și năpustit asupra pădurii, acoperind cu troiene pufoase totul împrejur. Nu se mai găseau pomușoare și ciuperci și nici vorba de pești sau broaște care se ascundeau acum sub un sloi gros de gheață. Șoarecii s-au ascuns și ei în vizuinele lor, în pădure era foamete și atunci puiul de vulpe și-a luat inima în dinți și a mers în sat. Știa sigur că în poieți sunt găini delicioase. E drept că în afară de găini prin sat sunt și oameni, dar când foamea îți dă ghes, nici frica nu are ce-ți face. Hoțul roșcovan s-a tupilat multă vreme în curte, așteptând momentul potrivit să vedem dacă a venit momentul potrivit. În sfârșit, vânătorului răbdător i-a mers. Uh, hap! Și-a înfipt colți într-o găină porumbacă. Puiul de vulpe a luat-o la goană spre pădure. În urma lui a început a urla un câine. S-au auzit țipete de oameni. Un om cu un ciomag chiar s-a luat de urma lui. O, leu de mine! Chicotea pe ascuns un șoricel. El chiar crede că poate ajunge de urmă o vulpe iute de picior, și care mai are și o găină în gură? <laughs> Vulpoiul zbura, nu alerga, sărind peste troiene și tufari, vor avea acum o cină minunată și delicioasă. Timpul trecea, zăpada s-a topit, a venit primăvara, se auzeau triluri de păsări. Căldura a ajuns și în pădure. În curând, vulpița a adus pe lume pui. Aceștia erau mărunței de tot, cu ochișori închiși și neajutorați. Vulpele aveau acum mai multă treabă. Puii trebuiau hrăniți și îngrijiți. Trebuiau să mai învețe și toate șmecheriile pe care le știau vulpele mature. Puii trebuiau să știe a se ascunde și a vâna. Cum numai puii au mai crescut nițel, părinții i-au scos din vizuină și le-au predat o primă lecție. La început, micii ștrengari roșcovani nu voiau nici în ruptul capului să învețe câte ceva din înțelepciunile pădurii. Se jucau doar și se hârjoneau, dar cu timpul au devenit discipoli aproape eminenți ai școlii din pădure. Când puii s-au maturizat și au învățat de toate, vulpoiul a plecat în căutarea unor noi prieteni și a unei noi vizuini. Afară era vară, când puteai mânca pe săturate, când peste tot era o mulțime de pomușoare, insecte și mici rozătoare. Uneori, vulpoiului îi era chiar lene să mai prindă șoareci și doar picotea la soare, uitându-se aproape duios la micii șoricei, urecheați și ghiduși, care își făceau de cap chiar sub nasul răpitorului. În viitor, pe vulpoiul roșcat îl așteptau noi aventuri. <gântu -i> Ați înțeles ce face vulpoiul în pădure? Cum își găsește el un... sau o vulpiță... Ce mănâncă, ce face iarna, cum se ascunde și ați mai văzut cum vulpița, adică ea, vulpea, a găsit o vizuină. Deci a alungat bursucul din vizuină ca să rămână ei doi peste iarna. Uite, asta a fost povestioara unui pui de vulpe. Iar eu vă zic la revedere și un salut. Ah, nu am uitat! trebuie să pui neapărat like, să distribui acest video și să te abonezi la canalul nostru YouTube, Trupa Planeta Clownela. Acolo, în fiecare seară, la 21.00, începe o nouă poveste cu Clownela. Eu te pup și îți spun pe curând! Pa, pa! Îți mulțumim pentru vizionare și te invităm în continuare pe platforma Patreon, devino patronul Clownela. Ce înseamnă să fii patronul Clownela? Presupune o contribuție de minim 3 dolari pe care o poți face lunar sau o plată unică pentru a susține proiectul Teatrul Planeta Clownela și trupa Planeta Clownela. Îți mulțumim și te așteptăm cu mare drag! Salutare! Eu sunt Clounela! Ador cărțile și poveștile. Iată de ce seara de seară dau o întâlnire tuturor copiilor pe canalul nostru de Facebook și Instagram într-un live unde discutăm despre cărți și tot ceea ce ne înconjoară. Iar la 21.00 ne întâlnim la Povești cu Clounela unde voi citi cele mai frumoase, educative și interesante povești pentru copilul tău. Abonează-te la canalul nostru YouTube Trupa planeta Cloonela ca să fii la curent când începe povestea. Eu te pup și te aștept la povești cu clonela. Salutare! Eu sunt Clounela și scrie în bara de căutare Planeta Clounela ca să dai de canalul nostru de YouTube. Te aștept cu mare drag acolo! Abonează-te! 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 Abonează-te!